Bună seara! Bună! Așadar, vă mulțumesc că ați venit. Sper să fie o seară memorabilă pentru toată lumea, pentru voi, pentru invitatul nostru din această seară. Știu că pentru mine o să fie sigur. Am început această serie de interviuri în noiembrie anul trecut și le-am început așa, dintr-o idee la care nu m-am gândit foarte mult, la care cineva a spus da, Oana a spus da din prima și apoi mulți alți oameni au spus da fără să pună foarte multe întrebări. Și iată-ne acum în mai 2018, este ediția a șasea, este ultima din acest sezon. O să ne revedem în septembrie și n-aș vrea să încheiem înainte să vă spun câteva lucruri despre ce am învățat eu din această călătorie, care pentru mine a fost fantastică. Știu că sunt printre voi oameni care au venit și revin. Sper că și pentru voi a fost, înseamnă că a fost un motiv suficient de bun dacă reveniți la fiecare dintre ele. Vă mulțumesc cu atât mai mult. Și am să vorbesc despre doar câteva lucruri care mie mi-au rămas în minte, toate fiind cumva legate de o idee care mi se pare foarte puternică și care are legătură cu încrederea. Și Dragoș Petrescu, da? Deci dacă vorbim de încredere, am învățat de la Dragoș Petrescu cum este să nu te lași, cum e să insiști din nou și din nou și din nou. Dacă vă aduceți aminte, Dragoș chiar și acum vreo câțiva ani a încercat în continuare să cumpere franciza, master franciza de la McDonald's, după ce nu i-a ieșit toată viața lui să fie un francizat McDonald's. Am avut apoi invitat pe Florin Talpeș. Dacă vă aduceți aminte despre discuția cu el, cei care ați fost la ea, cred că ceea ce mi-a rămas mie în minte, apropo de încredere și de Florin, este ideea că e foarte important să crezi într-o misiune care e cumva mai mare decât tine. Apoi am vorbit cu Simona Baciu de la Transilvania College, care cumva m-a învățat să am încredere și să mă întorc către oamenii din jurul meu atunci când ceva rău se întâmplă. Sigur că da, și atunci când ceva bun se întâmplă, ar fi bine să facem același lucru. Și Felix, care a fost invitatul nostru, cred că în luna februarie, dacă nu mă înșel, când a nins foarte tare, a vorbit foarte mult despre cum funcționează Fan Courier și despre faptul că secretul lor este parteneriatul și încrederea pe care o au unul în celălalt, ei ca cei trei parteneri fondatori ai Fan Courier. Nu în ultimul rând, Dani Sai, pe care l-ați văzut luna trecută, aici pe scenă, cred că pentru mine a fost o lecție de a gândi diferit și avea încredere în faptul că poți să faci și în a te deschide către lume și avea încredere că dacă insisti suficient de mult, ideea ta o să se întâmple oricât de trăznit ar fi. Deci încredere. Și gândindu-mă astăzi la încredere, mi-am adus aminte de un pasaj pe care cred că îl veți recunoaște. Am să-l citesc și apoi am să văd dacă îl recunoașteți sau nu. Dintr-un discurs care e celebru deja, și care spune așa: nu poți conecta punctele privind înainte, le poți conecta doar privind în urmă. Așadar, trebuie să ai încredere că ele se vor lega, cumva, în viitorul tău. Trebuie să ai încredere în ceva, în instinctul tău, în destin, în karma, în viața însăși sau în orice altceva. Acest fel de a vedea lucrurile nu m-a dezamăgit niciodată și a contat cel mai mult în viața mea. Știe cineva de unde e? Stanford 2005, da, e unul dintre discursurile care mă întorc din 99. Așadar, încredere. Lecția mea din această primă serie, prim sezon al The Vast and the Curious este despre încredere. Și e o mare bucurie să încheiem acest sezon cu un om pe care îl admir și îl respect foarte tare, pentru care povestea asta cu încredere și entuziasm e cumva definitorie, și care a reușit o construcție foarte frumoasă și foarte mare și fiind, rămânând el însuși un om extraordinar. Mă bucur foarte mult că a acceptat. Vă frumos să-l aplaudăm și să-l prim pe Iulian Stanciu. Mersi, Iulian. Bună. Bună seara. Te rog. Bună seara. Te rog. Am să spun eu câteva cuvinte despre tine și am să te rog la început, ca să creăm așa un context, și am să te rog să mă întrerup, să mă corectezi, să adaugi orice crezi că e, va fi foarte sumară prezentarea, pentru că o să discutăm mai multe lucruri după.
Așadar, ești acționar, ești CEO la EMAG și conduci operațiunile din Ungaria, de România, Ungaria, Polonia și Bulgaria. EMAG este acum un business de aproape 1 miliard de euro? Da. Ok, cu o creștere de... cu o rată de creștere de aproximativ 30 și... Nu trebuia să spun asta. Ma nu, nu, e ok. Nu. Da? Nu ne aude nimeni. O creștere de aproximativ 30% pe an, oarecum, da, constantă. Dar, dincolo de EMAG, mai sunt câteva lucruri foarte interesante pe care tu le faci și despre care mult mai puțină lume știe, cum ar fi Network One Distribution, compania care produce o grămadă, nu numai că distribuie o grămadă de echipamente IT, dar voi produceți foarte multe branduri românești aici. N-am știut lucrul ăsta și mi s-a părut senzațional, de la biberoane, la jocuri și la electrocasnice și tigăi. Tigăi, nu? Da. Cum se numesc tigăile? Pens. Pensa? Nu. Tigăile. Hainer. Avem, de fapt, două branduri, Hainer și Varona. Și faceți de el. Eu l-am văzut în supermarket, da. În supermarket, da. Nu știam că asta le voastre. Deci Network One Distribution. Și de asemenea Flanco. Da. Și din nou, nu știu câtă lume știe, berăria H. Mă rog, acolo sunt minoritar. Mergând mai departe, apropo de implicarea în țara în care trăim, Fundația EMAG este astăzi, cred că, unul dintre cei mai mari investitori în educația din România? Nu știu dacă e cel mai mare. Mai sunt programe foarte frumoase, da. Dar, da. Și am să spun câteva lucruri despre ce știu eu despre tine. Știe multă lume că ești unul dintre cei mai admirați, probabil și nu probabil, și cercetați CEO și antreprenori din România, dar eu cred, de prima oară de când ne-am întâlnit, că ești unul dintre cei mai curioși oameni din România. Rare ori am întâlnit om care să aibă apetitul de a pune atâtea întrebări și de a cerceta atât de multe lucruri care nu au neapărat legătură cu ceea ce face el. Și rare ori am întâlnit un om care să citească atât de mult și care să se distreze atât de tare. Asta cu adrenalina, din nou, e un lucru care mi s-a părut foarte interesant la tine, pentru că te percepeam ca pe cineva care e oarecum rece și matematic și destul de greu de atins, destul de greu de găsit ca latura umană. Nu e așa. Și atunci am să încep exact cu partea asta care e mai puțin cunoscută și am cu o temă pe care mi-a sugerat-o un prieten al nostru comun, l-am sunat și vei ști cine e, nu vreau să spun de la început, dar e să știi cine. Deci l-am sunat și i-am spus, uite, am această discuție cu Iulian și te rog frumos, spune care este povestea pe care ar trebui să o spună, pe care nu o știe nimeni. Și mi-a spus, spune-i să aleagă între două lucruri. Prima este o întrebare, și anume, cum pui 4 adulți într-o bărcuță pneumatică pentru 2 copii mici? Aoleu! Dar poți să alegi. Știu cine e, da. Poți să alegi. Și a doua este, numele de cod este Tickets on the Ride și dulapul cu jocuri. Poți să alegi. Ai putea, poți să le vorbești despre amândouă sau poți să... Da, o să încep cu cea mai cu minte, să zic. Am acasă un dulap cu board game-uri. Și poți să le spui despre cine e vorba. Da, cred că Nini Marcu. Nini Marcu este, da. Care e un om extraordinar, la da, care am învățat multe. Este unul dintre acționarii de la MedLife și... este un fel de CTO, adică este omul care îndrumă cadrele medicale, psihiatru, așa. Am acasă un dulap cu board game-uri, cred că am peste 100, și mă joc cu copiii de când erau mici și mă joc și cu prietenii, ne jucăm în continuare și prin... concedii când plecăm, jumate din portbagajul de la mașină sau din geamantan sunt board game-uri. Serios? Da, și e ca lumea, e foarte mișto. Și mă rog, jocul câștigi? Era Ticket to Ride. Câștigi? Nu e despre câștig, e de plăcerea de asta unii cu ceilalți, să ne bucurăm unul de celălalt.
Și partea asta de prietenie, cred că am întreținut-o toți și ne-am alăturat, am rămas cu cei din copilărie de la 10 ani, suntem împreună de atunci, și s-au alăturat de-a lungul timpului oameni care sunt similari ca valori. Și am rămas împreună și suntem un grup foarte frumos. Deci mergeți împreună cu foștii colegi de școală generală? Da, 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 da. Da, de atunci suntem prieteni, ne-am încuscrit toți, suntem nași și fini, copii acum cu... Și a doua, deci asta e cu board game-urile, și a doua e, are legătură. Prima, am fost împreună într-o vacanță și pe la 12 a venit Nini la 12 noapte, a venit Nini la mine și a zis, hai să mai stăm, mai bem o bere. Am mai stat, am mai băut o bere, două, trei, pe urmă pe la 4 dimineața i-am zis, știi ce, ia să luăm bărcuța copilul, să mergem să ne plimbăm puțin. Și Nini, care el e navigator, el merge foarte mult cu barca, e și pescar, cred că a fost în, nu știu, 200 de locuri senzaționale din lume să pescuiască. Și a zis, nu, stai puțin, eu mă duc să iau apă, că știu ce e important. Și pe mare. Da, pe bărcuța copiilor. Până să ajungem la mare, ne-am plimbat cu bărcuța copiilor, ne-am dat pe opajiște, pe iarbă. Așa, am sculat și ceilalți prieteni și am încercat să plecăm toți patru. Pe la 7 dimineața s-au trezit cei de la hotel și ne-au trimis la culcare. Da, cam asta a fost povestea. Adică ne-am distrat. Povestea asta cu... Am să mă întorc puțin în timp ca să vedem de unde... Cum a apărut sau cum s-a format sau cum ai crescut tu cu acest apetit pentru lucrurile speciale, acest curaj de a face lucruri pe care poate că alții nu le fac. Și am să mă întorc puțin la copilărie ta. Pentru că mi-ai spus la un moment dat un lucru care spune așa, scriptul după care gândim lumea și interpretăm binele și răul, apropo de valori, de a rămâne împreună cu prietenii, de aventură, se formează când suntem copii. Și apoi mi-ai mai spus un lucru, și anume, curajul este ceva ce am învățat de la mama. Spune cum s-a întâmplat lucrul ăsta, cum era când erai mic, ce îți spunea când erai copil? Da, eu am crescut în... Aici ești tu, la în clasa întâia, nu? Deci așa, când erai cred că așa. Cred că e poza standard pe care o avem toți acasă. Tu care n-ai fotografii, de altfel, a fost complicat cu fotografiile de data da. Asta. Da, eu am crescut într-un cartier, să zic, mai rău famat al Ploieștiului, Malul Roșu se numește. E un fel de ferentar, să zic, al Bucureștiului. Și da, vă dați seama ce am învățat și ce colegi de bloc și de cartier aveam și făceam prostii și ne băteam tot timpul. Iar mama, tot timpul când veneam lovit acasă, în loc să mă certe, mă încuraja că o să fie bine, să stau liniștit, că nu e nicio problemă. Și asta mi-a dat curajul să fac lucruri noi. Chiar dacă am făcut multe nebunii de-a lungul timpului și am greșit de multe ori, dar mi-am dat seama că atunci când greșești, ai pe cineva aproape. Și m-am întors la ea tot timpul când m-a durut sau când m-am lovit foarte tare, chiar și ca adult. Și toate experiențele... Astea, chiar dacă au fost, eu știu, negative, mi-au lăsat, s-au adunat și m-au ajutat să cresc. Și cum faci acum? O suni și spui, aș vrea să vorbesc ceva cu tine? O suni și spui, uite, am o problemă. Da, merg cum pur faci? Și simplu, am cheia de la ea. Serios? Deci te duci așa în vizită neanunțată la mama ta, te așezi pe canapea și spui, acum aș vrea să vorbesc cu tine. Da, și se bucură. Se bucură. Soția mea mai spune, stai, nu suna la ora asta, sau eu îi zic, haide, stai copii, sau fă o chestie, sau vină așa, spune, stai, nu acum. Păi, nu, lasă, că se bucură, că
Sentimentul de utilitate cred că începe să se piardă pe măsură ce oamenii avansează în vârstă și dacă eu îi dau chestia asta, înseamnă că îi dau ceva foarte valoros. Mamei tale. Da, chiar dacă o pun să facă un efort, dar are un sentiment de utilitate, că este utilă pentru mine și pentru copii și pentru ceilalți și trec peste rușinea asta și cred că e o chestie foarte bună și oamenii apreciază mult mai mult, adică e o chestie mult mai profundă. Cum e mama ta? E genul care te întreabă ce s-a întâmplat, spune, îți dă sfaturi sau pur și simplu te ascultă și îți spune e ok, o să fii bine? Nu, e definiția omului bun pentru mine. Cum e definiția omului bun pentru tine? Mă ascultă și mă ajută să mă descarc, nu să mă încarce cu probleme. Chiar dacă le are și apele ei. Ok. Vorbeam puțin mai devreme exact despre lucrul ăsta, și anume despre oamenii din jurul tău și cum reușești să nu duci cu tine toate bagajele, că ni se întâmplă tuturor, nu? Avem tot felul de întâmplări, oameni care nu ne plac, lucruri care nu ne ies. Și cred că ai spus puțin mai devreme, chiar în discuție cu Alexandra, că e foarte important să fie în jurul tău oameni care să te ajute să faci lucrul ăsta. Da. E important să te înconjori cu oameni care să te inspire și care să te descarce de probleme. Să nu, ok, na, fiecare vrea și el la rândul lui să fie ajutat și să primească ceva. Și mai e un lucru pe care eu l-am făcut și m-a ajutat foarte mult. Am făcut sport și am redescoperit sportul așa la intensitate mai mare acum vreo 7 ani, m-am apucat să alerg. Și alergatul ăsta în fiecare zi, sau mă rog, dacă nu în fiecare zi, la 2 zile, sau bicicleta, sau notul, sau un sport făcut la intensitate foarte mare, m-a ajutat să mă curăț. Pentru că ne încărcăm cu foarte multe frustrări, sau stres să-l numim, care lucrurile astea vin de la o furie nemanifestată. În societatea actuală nu putem să ne mai manifestăm furia, să spargem, să distrugem, să înjurăm, să batem. Nu, care, na, e un mod, până la urmă, sănătos să îți vergi furia. Da. Dar nu mai poți să o vergi. Iar sportul ăsta la intensitate mare te ajută să te cureți. Efectiv, îți reduce nivelul ăsta de furie și de stres și ești curat. Ești curat, curat. Și pe urma asta cu alergarea n-a fost o experiență, ți-am trimis și niște poze foarte, foarte frumoasă și am început cu chestii 2 km, 5, 10, după care semi-maratoane, după care am alergat 2 maratoane pe șosea, să zic, după care am fost la maratoane pe munte. Pe maratoanele pe munte, o lună de zile nu putea să mă lovească nimic, că zâmbeam în continuu. Eram, te descarci de toate problemele și te încarci de energie pozitivă, încât zici că e un drog. Dar este un drog cât se poate de natural. Cum te-ai apucat de alergat? Dacă vorbim acum de alergat, vorbim de alergat. Da. M-am... Mă bătea un prieten la cap, Dudu, îi spunem noi, e cel care conduce proiectele fundației. El sportiv de mic și sportiv de performanță și chiar organizează, s-ar putea să știți, triatlonul fără asfalt. Fără asfalt la mare, e chiar acum pe 2 iunie, sunt vreo 1000 de oameni și, mă rog, eu îl ajut cu partea financiară, el se ocupă de toată organizarea și, pe urmă, fără asfalt la munte. La mare la el, la țară, la 2 mai, la munte la mine, la țară, la cerașul Slon. Slon. În Prahova, de la Vălenii de Munte, de unde am copilărit eu. Și el îmi tot spunea, haide, uite, fă sport, o să te ajute să te mai liniștești, haide, fă Erai sport. Erai agitat? Că... Eram agitat, da. Eram Cum agitat. Făceai? Înjuram, aruncam, ca să mă descarc într-un fel. Da? Adică chiar erai nervos, da. Furios și la da, birou da. Și acasă? Și da. Ok. Și eram într-o zi
chiar mă plimbam prin parc și, na, într-o mână pachetul de țigări, în cealaltă mână cu Coca-Cola. Așa, și am văzut oameni care alergau și am zis, ia să mă duc să mă apuc și eu să alerg. Am lăsat țigările și n-am mai fumat de atunci, am lăsat Coca-Cola, mă rog, posibil că n-am mai băut, dar... Așa, și mi-am luat echipament, am început să alerg. Și am alergat la început vreo 400 de metri și eram leșinat, după care a doua zi am alergat vreun kilometru și ceva și chiar am toate alergările logate, le-am păsat, am două aplicații din asta de alergare. Și de atunci am tot alergat și am început să alerg și mai mult și mai mult. Chiar Miguel, care e aici în sală, nu-l văd, la un moment dat, prietenul din Azore, la un moment dat a început să alerge cu mine și a început să alerge și el, un kilometru, doi, cinci, zece și am făcut semimaraton împreună. Deci asta cu alergatul, cred că e o provocare pe care chiar vă adresez și este foarte, foarte, foarte ca lumea. Și ajuns să te descoperi pe tine în momentele alea. Și nu neapărat, eu n-ascult muzică, n-ascult nimic, chiar stau eu cu mine. Și dacă reușești să stai tu cu tine, nu știu, 4 ore și să faci un efort din ăsta de intensitate destul de mare, înseamnă că stai bine și că ai ajuns la un nivel bun de înțelegere tu cu tine. E ceva anume ce ai descoperit despre tine și nu știai în alergând un maraton, de exemplu, care înseamnă ore bune sau în genul ăsta de efort fizic prelungit? În primul rând m-a ajutat să mă disciplinez. Am mai povestit noi de felul meu de a fi, mă apuc de un lucru, îmi vine și o altă idee și mă apuc și mai scriu și altceva și tot... Arborescent, nu cum i-ai spus? Divergent. Așa. Și alergatul m-a ajutat să mă disciplinez, pentru că dacă vrei să alergi, trebuie să dormi. Dacă ca să dormi bine, trebuie să mănânci bine. Ca să poți să dormi bine, iarăși trebuie să îți rezolvi toate problemele neadresate cu, nu știu, cu capul, cu problemele venite din trecut. Și chiar trebuie să le scoți la suprafață, nu poți să le lași acolo, pentru că te trezești dimineața și nu mai poți să dormi, te gândești la lucrurile nasoale și dacă nu le-ai rezolvat. Și se leagă între ele și am reușit să fac lucrurile astea din ce în ce mai bine, și cu nutriție și cu somn și sport și adresarea problemelor profunde și am reușit să maximizez în felul ăsta nivelul de energie. Și asta cu adresarea problemelor profunde înseamnă ce? Că ai un soi de dialog tu cu tine? Înseamnă că vorbești cu altcineva? Poți să o faci și tu cu tine, poți să vorbești și cu oameni care, nu știu, se pricep, gen psiholog sau coach sau, nu știu, oameni care chiar au experiență ori în anumite zone pe care tu vrei să le adresezi, ori experiență de viață, să spunem. Și aici, na, vorbeam de Nini, este unul dintre prietenii cu care am stat de vorbă foarte mult și cu experiență și de viață și, na, el fiind psihiatru, da, bine, mai de nebune așa, da. Dar am învățat foarte multe de la el și, de fapt, înveți despre tine și înveți niște lucruri. Și mai e și studiu și cititul. Citit, o carte anume? O carte foarte ca lumea, așa să zic, de început, este Drumul către tine însuți. E o carte mai veche, cred că scrisă acum vreo 30 de ani, prima ediție, dar e foarte mișto. Și te ajută să mergi în profunzime și să începi să înțelegi anumite lucruri care se întâmplă, de ce se întâmplă. Și e o introducere, da, în psihologie, care psihologia este de fapt o știință și stând suficient de mult cu un om, ajungi să-l descompui ca pe o ecuație matematică. Poate că sună ciudat, dar din punct de vedere comportament poți să faci lucrul ăsta. Să înțelegi de unde vine și de ce face, da. Ce face și de ce... Da.
Hai să vorbim puțin despre momentul în care ai început tu să faci business. Adică 13 ani, ca să zic așa, când te-ai apucat de programare. Și e un lucru pe care l-ai spus la un moment dat și mi-a plăcut foarte mult, și anume că prin programare poți construi ce vrei tu. Mi s-a părut magic. Și cumva ai făcut o paralelă cu antreprenoriatul, pentru că și antreprenoriatul este până la urmă tot un fel de a crea ceva nou. Da, din munca ta, din mâinile tale, așa, iese ceva. Și e foarte tare, adică, mi s-a părut tot timpul fascinant. Programarea sau antreprenoriatul? Ambele, ambele. Da. Cum te-ai apucat de lucrul ăsta cu programarea? Eu mergeam și la... Cum ai făcut tu bani la 13 ani? Mergeam, cred că la 12 ani am fost prima dată la olimpiadă. Am fost la matematică și am ajuns la olimpiada națională. După care, în anul ăla, a început să-mi placă fizica. Și aveam un prieten de familie care între timp a plecat în Canada, foarte, foarte smart, dar așa, genial. Și hai să te învăț eu fizică. Și a început, m-a învățat ceva fizică și el avea și un calculator, avea un Spectrum 86. Era un calculator cu, na, memorie de 64 de K. Cât să faci un trei rânduri. Da, pe care, nu știu, cred că HC90 s-a numit, a fost o copie a acestui Spectrum, care era, na, primul calculator românesc de consum, să spunem. Și am învățat fizică, și de la școală am avut și un profesor foarte bun și de la el, și m-am dus la olimpiada la fizică și am câștigat și la olimpiada la fizică. Am fost pe țară și am luat locul 3, după care anul următor a început să mă învețe programare și m-a învățat programare, chestii simple la început, pe care am fost foarte curios să văd ce stă în spatele limbajului de programare și am ajuns la codul de bază și am învățat mai multe limbaje, după care am învățat și baze de date și, mă rog, de-a lungul timpului, până când m-am oprit la un moment dat când am început să fac business și n-am mai programat. Și programând am descoperit și jocurile pe calculator. Mai făceam și eu diverse joculețe și am descoperit un club de schimb de jocuri, da, nefiind legea copyright-ului, până prin, mai știu, 94, 99, totuși, cred. Nu, 90. 90. Da, când am plinit 14 ani, am început să... Sau nu, cred că aveam... Da, 14 ani. Mergeam singur de la Ploiești la București, cu trenul, așa, și schimbam tot felul de jocuri, casete, la liceu de informatică. Cele mi-am pe făcut... care tatăl tău de altfel avea muzică. Da, tata avea și magnetofon și casetofon și trăgeam jocurile pe benzile de magnetofon pe care el avea muzică. Ce bucurie! Și erau jocurile alea cu țiuit, așa. Ce bucurie pentru el trebuie să fi fost. Da, și cred că mi-am făcut o colecție de vreo 600 de jocuri, mi-am făcut un catalog frumos. Aveam pe fiecare bandă, știam, aveam un counter care îmi spunea la cât începe fiecare joc și mergeam pe la școală sau la diversi oameni la care eram recomandat și le făceam custom casete cu jocuri. A, deci era, și le vindeam. Le combinai jocuri în așa fel încât să primească o casetă cu jocurile pe care le vor. Exact, avea, da. Ei îmi selectau, da, și aveam banda 2 și mă duceam la fratele meu și îi spuneam, înregistrează banda 2 de la 135 aveai la 104. Aveai echipă. Da, aveam echipă. El se ocupa de operațiuni, eu mă ocupam de sales și marketing. Și banii unde erau? Și luam 100 de lei, banii la mine, da. El era prea mic. El era minor.
Și luam 100 de lei pe casetă și câștigam bine, că era, că aveam ultimele noutăți, era... Cam asta era cu drepturile de autor la vremea respectivă. Mai aveam și ceva muzică, dar foarte mult jocuri, din asta făceam. E treabă. Ceva oare ce te-a învățat experiența asta foarte timpurie pentru vremea aia și chiar pentru ziua de azi? E ceva ce te-a învățat și ți-a folosit mai târziu, oare? Da, a fost o experiență la un moment dat. Am dat peste niște băieți care mi-au zis, uite, hai, dă-ne și nouă două casete, dar n-avem casetele noastre. M-am dus, eu am cumpărat niște casete, le-am dat, hai că-ți dăm banii mai încolo. M-am dus, hai, dați-mi banii, hai, mai dă-ne încă una, le-am mai dat încă una. Așa, păi, dați-mi banii și până la urmă, nu numai că n-au vrut să-mi dea, m-au și luat la bătaie. Na, la 15 ani, 14 ani, nu era... Da, e bine. Și, na, puteam să aleg între, hai să îmi strâng și eu prietenii și să ne batem, sau să merg mai departe. Mm. Și am ales să merg mai departe. I-am ignorat și mi-a fost bine. Și asta e un lucru pe care l-am aplicat tot timpul. Pentru că se va găsi întotdeauna cineva care să vină să îți ia ceva, să, nu știu, să te înșele. Să... Na, eu cred că oamenii sunt buni. Cred că fundamental sunt buni și sunt toți buni. Dar la anumite momente de timp, constrânși de anumite lucruri, situații, se întâmplă să te lovească. Și dacă începi să te bați cu fiecare în parte, s-ar putea să pierzi direcția de înainte. Și un lucru pe care l-am, chiar dacă am pierdut, așa, am reușit să merg mai departe. Și asta a fost, o învățătură destul de vreme. Uite, hai să vorbim despre unul dintre exemplele astea. Știu că nu e un episod foarte plăcut pentru tine, dar mi se pare un episod foarte important în istorie. Și el începe așa, spui, în 2009 mi-am dat seama că trebuie să rezolv problema. Altfel, nu aș fi vândut EMAG către Naspers. Tu ai fost asociat cu Sebastian Ghiță. Și știu că prima când te-am cunoscut am avut așa un fel de strângere de inimă, pentru că habar n-aveam, adică știam foarte bine pe Sebastian Ghiță, nu te știam pe tine, și am avut o strângere de inimă. Îți vorbesc cu golanul ăsta. Da, dacă ți-au ce aminte, ți-am spus că eram contrariată că vorbeai despre valori, ce citisem, o documentasem și ce găsisem despre tine, erau o grămadă de lucruri legate de valori, de cum trebuie să tratăm oamenii, de ce e bine și ce e rău. Și eram chiar cum își permite, adică serios, partenerul Sebastian Ghiță. Voi ați fost parteneri și v-ați despărțit, cred că în 2012, nu? Nu știu dacă vrei să vă spui ceva despre cum a fost, care a fost, ce s-a întâmplat de fapt, cum ați ajuns voi să fiți parteneri și care e momentul în care ai hotărât să te rup de el. Nu trebuie să intrăm în detalii, dar mi se pare că e o poveste care trebuie spusă. Da, nu, e chiar o poveste interesantă. Ne-am cunoscut când eram la liceu. Cred că eu aveam 15 ani și el avea 12 ani sau 16, 13, ceva de genul. Eu, pentru că mergeam la olimpiade la informatică și știam și programare, dar știam și partea de hardware, de networking, instalam rețelele de calculatoare. Așa a venit la mine să-l ajut, să îi trag nu știu ce, cred că a părut să dischetele alea mari. Așa, și... pe urmă, tot îl vedeam prin laborator. Eu mă ocupam și de... Erau două laboratoare de calculatoare. Mă ocupam și de laboratoare și... Da, l-am văzut că își dorește foarte mult să învețe. Am impresia că era... Nici nu era la liceu, era la o clasă de basket, la ceva, la un alt liceu. Așa, l-am văzut că e foarte ambițios și am mers împreună. Pe urmă, când a intrat la liceu... Faza tare e că
apăruseră prin 92-93, era Fundația Soros și lua olimpicii și da. Așa. și am fost mai mulți, vreo 6-7 din Ploiești și l-am luat și pe el și, mă rog, mai mulți care mai mergeam la Olimpiadă. Da, am învățat niște chestii foarte mișto acolo. Mergeam în weekend și pentru că noi ne-am dus și eram apreciați acolo, liceul a primit și mai multe calculatoare, că făceau donații de calculatoare la liceu. Așa, după care eu m-am dus la facultate, el a rămas în Ploiești, mă tot bătea la cap, hai că tu ai 18 ani, hai să facem o firmă, hai să facem soft, să vindem, să... Așa, eu i-am zis, nu, mă duc la facultate, după care, na, după ce am stat și am testat tot felul de lucruri, putem să povestim ce joburi am mai făcut și ce lucruri am mai făcut... Așa, până prin anul 4 și în anul 4 mă hotărâsem să-mi fac firma mea și m-am întâlnit întâmplător cu el, nu mai știu, cred că pe la Bușteni, la ceva, la o petrecere. Și mi-a zis, hai că eu mi-am făcut firmă, haide, nu vrei și tu? Și am zis, da, dar uite, eu vreau să fac asta, nu, bine, hai că facem 50-50 tot. Așa. Și ați făcut 50-50 tot? Am făcut 50-50 partea mea, partea lui n-a fost 50-50 și cred că a fost bine. Așa? Tot ce am construit eu a fost 50-50 și eu mi-am păstrat cuvântul până în ultima clipă, adică dacă o să-l suni sau o să vorbești cu el, ci o să-l întrebi. Așa? Să vezi că eu mi-am păstrat până în ultima clipă, indiferent na, care a fost percepția lui. Îți dai seama că trebuie să ieși din povestea asta. Și, na, dai seama, la 18 ani, 20 de ani, așa, e foarte mult entuziasm și toată lumea e a ta, faci lucruri pe care începi să îți mai dai seama de valori, începi să-ți dai seama de anumite incompatibilități între oameni și am început să avem meciuri mari până când în 2009 m-am hotărât să iasă cu orice preț. Și am început să caut soluții și până la urmă am găsit cu cei de la Naspers, n-a fost cea mai bună soluție pentru mine. De ce nu? Aveam o ofertă pe masă care mi-ar fi convenit mult mai mult de la un fond de investiții polonez care e în România. Am avut înainte de asta o ofertă să vând una dintre companii, dar să păstrez eu Totemag-ul, doar că tot așa n-am reușit să închid tranzacția. Adică au fost multe tranzacții nefinalizate până când au venit cei de la Naspers. Iar oferta de la cei de la Naspers, sau mă rog, ce-a făcut deal-ul să iasă până la urmă, și aici e o poveste lungă, pentru că a durat vreo 9 luni, a durat să închidem asta, a fost diferența de așteptare de valoare a companiei. Și aici e o paranteză mare pe care pot să o fac. Cât înțelegem noi din zona asta de capital și de companie. Ca să spun altfel, cei de la Naspers au venit și au evaluat Magul la un business de 100, cred era la 110 milioane dolari revenue și 1 milion profit net, cred că vreo 3 EBITDA. L-au evaluat la 120 de milioane dolari. Și da, era o diferență atât de mare între valoarea pusă de ei pe companie și așteptările pe care el le avea, încât a făcut deal-ul să funcționeze. Cu toate astea, îți dai seama că na, la început cerințele au fost că el vrea 100 de milioane. Și până la urmă, partea lui. Dar n-avea nicio legătură cu EMAG, 100 de milioane pe ceea ce construiți împreună. Da, el vrea 100 de milioane, pe care s-a mai calmat în timp și până la urmă a ieșit cu vreo 40 ceva. Ceea ce
Na, e o sumă fabuloasă, având în vedere că implicarea lui în toate deal-urile astea a fost destul de mică, dar na, mai respectăm singur, înțelegerea. Mai știu un singur divorț care a costat atât de mult. Nu, dar serios, e chestie... Serios, între Dan, când a divorțat Dan Șucu de Camelia Șucu, 42 de milioane a fost. Nu-mi pare rău de nimic, să știi, în toată tranzacția asta. Adică asta cu dacă și cu parcă și ce-ar fi fost dacă, e destul de greu să spui ce-ar fi fost dacă aș fi fost, nu știu, ar fi fost EMAG doar al meu. Da, aveam tot tortul, era al meu, mă bucuram, dar cât de mare ar fi fost tortul? Așa am câștigat alături de mine un partener senzațional, suntem de 6 ani împreună. Am învățat foarte, foarte mult, deci pe lângă partea de capital, pentru că pe lângă ce au dat ei ca să cumpere compania, au mai investit peste 150 de milioane de dolari, care sunt bani mulți. România, adică au... Nu atunci, de-a lungul timpului. Care au pus România pe harta lumii. Adică noi suntem un hub de, în zona noastră, în tehnologia de e-commerce, suntem, România este numărul 1 din Europa Centrală și de Est. Nu există nimeni, nu există nici în Polonia. Chiar dacă e o companie mai mare, dar la complexitatea la care suntem noi, nu există nimeni. Și asta dă valoare foarte mare companiei și e un noroc istoric pe care l-am avut, să vină cineva să-ți dea banii ăștia. Și pe lângă bani, am învățat extraordinar de mult. Am învățat din conferințele la care am fost, din oamenii care am interacționat. Adică acolo sunt oameni grei, din companiile în care ei au investit. Nu știu dacă ați văzut recent un deal în India în care Walmart a cumpărat, nu mai știu, 75-80% din Flipkart. Pe cei de la Flipkart îi știm din 2012 și am stat mult cu ei. Sunt parte din investițiile Naspers. Au fost, da. Naspers a ieșit acum și a câștigat vreo 2 miliarde din Flipkart. Iar cei de la Flipkart au venit aici și au stat cu noi, cam în fiecare an au venit. Și odată a venit unul din fondatori, echipele de management, noi ne-am dus în India și am învățat foarte mult de la ei. Și acum, ca să fac paranteza asta cu ce înseamnă capitalul și ce înseamnă munca. Noi avem o educație și am văzut și în zona antreprenorială și în zona, oameni cu educație de management foarte puternică. Înțelegem că lucrurile se fac foarte mult prin muncă. Și e bine. Deci o să revenim la asta cu munca. Dar pe lângă muncă mai există capitalul. Totuși, sistemul pe care noi l-am adoptat în România se numește capitalism, care are la bază înțelegerea capitalului. Care, înseamnă, are foarte multe implicații. Ce înseamnă să ai acces la un capital de risc. Nu există bănci, să spun, care să-ți dea capital din ăsta de risc, care înseamnă capital cu care tu te poți dezvolta. Nu zic să faci o dezvoltare, să construiești un depozit sau să construiești, ceva. Adică, spui că ne bazăm foarte mult pe muncă și ne gândim mult mai puțin la cum să folosim capitalul ca să înlocuim ceea ce este în momentul ăsta multă muncă? Nu să înlocuim, să-i dai un boost foarte mare, astfel încât return-ul pe care îl ai din munca ta să se amplifice. Ce a însemnat pentru mine? Am avut, ca procente să o iau, am avut aproape 26% din EMAG la un moment dat când a ieșit unul dintre fondatori, Radu Apostolescu, și acum am, nu știu exact, între 20 și 21%. Dar au venit în firmă toate milioanele astea, bani pe care i-am investit în oameni, în dezvoltarea oamenilor, în tehnologie, în dezvoltare internațională.
E un capital, e un risc foarte mare pe care și l-a asumat un fond de investiții cu apetit de risc, iar valoarea acțiunilor deținute de mine a crescut foarte mult. Da, bineînțeles că am și muncit. Am și muncit, dar ce bancă? De milioane și acum ai 21% da. Din că la fel și cu, și cu povestea, cu Ghiță. Ce bancă, că m-am dus la bănci în România, în Elveția, în Marea Britanie, ce bancă mi-ar fi dat mie bani să cumpăr acțiunile lui? Da. Nimeni. Și de bucurie că a venit Naspăr și a cumpărat, ce te-ai gândit să faci cu ei? I-ai suit să mănânce într-o macara? Povestea da, cu când... Dinner in the Sky. Cu ce ți-a venit oare să-i duci pe oamenii care tocmai s-au cumpărat toate salvaseră de Sebastian Ghiță aici... să-i faci să mănânce la da. 50 de metri deasupra pământului? Noi am luat lucrurile foarte așa, am vrut să ne conectăm cu ei la un nivel foarte personal, ceea ce nu prea se întâmplă în, da. Lumea, în lumea lor. Da. Oamenii sunt destul de reci așa și tratează deal-urile foarte distant, pentru că atașamentul față de cineva poate să le dăuneze. Iar noi ne-am dus din start, le-am scris, le-am făcut tricouri, am luat de la Naționala României de rugby, că, na, ei fiind Africa de Sud, chiar doi dintre cei cu care am negociat erau fost jucători. Și le-am luat tricouri, le-am semnat toți pe tricou și le-am scris câte ceva frumos. Și pe urmă când i-am invitat în România, am zis hai să sărbătorim și cu echipa de management și am zis hai că mergem la un restaurant. Și am zis la Mogoșoaia în curte și în curte am instalat o macara cu masă din aceea care se ridică la 60 de metri da. Sau 50 de metri. Uh-huh. Și da, erau holy shit, ce aici, ne face nebunul ăsta. Dar le-a plăcut și lucrurile astea ne-au ajutat. Și ne-au ajutat să ne conectăm altfel cu ei și ei da, cu noi, să ne da, înțelegem. Da. De unde îți vine oare acest apetit pentru fel de fel de lucruri neobișnuite, lucruri făcute mai altfel, nu știu. L-ai avut întotdeauna? Cred că da. Cred că știm curiozitate și am, nu știu, o energie din asta de a testa chestii noi și îmi place și să construiesc povești. Îmi construiesc povești, chiar auzisem una bună zilele trecute, că nu poți strica o poveste bună spunând adevărul. Da. Mai e aia care spune bad decisions make good stories. Da, exact. Exact. Deci le poate să-ți transformă în povești bune. Și am povești care, pe care mi le construiesc, care mă inspiră pe mine și pe care na, le pot duce și... Poți să dai un și... exemplu concret? Mi-e greu să înțeleg de ce ți-ai construit o poveste și ce faci cu ea. Cum folosești această da, uite, uite asta cu alergatul pe munte, da. Care pare o nebunie. Cred că ți-am dat și niște poze de la un da. Maraton la care am fost. Și niște poze, cel din Bolivia? Nu, acolo, da, și aia e o poveste foarte tare. Asta e după primul maraton de la Amsterdam. Aici iarăși a fost foarte calmea. Că... Da, aici am fost... împreună cu un prieten. De fapt, na, nu eram hotărât cu cine să merg și unde să merg. Și am învârtit globul, vedem unde se oprește. Și am ajuns la Chile. Așa, și l-am sunat pe un prieten, tot așa, prieten din copilărie, care e medic. Și i-am zis, ce faci? Ai treabă? Da, uite, am niște... Operații programări. Nu, că e Thomas medic de recuperare. Și am zis, hai, vrei să mergi cu mine? Mergem în Chile? Și zis, ce, ești nebun? Da, uite, hai, mergem acum, avem avion în 4 ore. Și... Serios? Da, și ne-am suit în avion și am plecat. Ne-am luat o carte de spaniolă, că am zis, hai, că vedem pe unde ajungem pe acolo, să învățăm ceva în spaniolă.
Și ne-am dus, am fost la Santiago, am stat o noapte în Santiago și pe mai să vedem unde mergem. Mergem în jos sau mergem în sus, că acolo na, e da, destul e de simplu. Că e o fâșie, totuși, da. Și ne-am dus în sus la Arica, care e cel mai nordic punct al Chile, și de la, am stat în Arica, mai parcă vreo două nopți, și de acolo am plecat, ne-am închiriat o mașină și am mers pe drumul ăla, drumul morții, sau nu mai știu cum îi spune, care merge până în Bolivia, până în La Paz, și care ajunge de la 0 la 5.000 de metri în 200 de kilometri. Wow. Și toată regiunea aia este legal să mesteci frunze de coca. Da. Și... Și? Și au coca tea, prăjitură cu coca, coca la micul dejun. Da-i alergat un... Legal, e legal. Ca să nu, ca să nu te ia amețeala și te ia o beție din asta. Nu, te ține, te ține mai treaz. N-am stat să citim foarte, foarte mult și ne-am dus de la 0 la 5.000 de metri, am ajuns în vreo 3 ore pe drumul ăla. Cu mașina sau cu mașina? Cu mașina, da. Și na, eram noi destul de veseli, avem și niște filmulețe în care râdeam ca nebunii de la altitudine. Nu de la coca. Pe urmă, a doua zi am descoperit că ne durea capul de... Aveam mace în cap. Așa, am dat, nu mai știu, cred că $5 pe o pastilă de nurofen, ibuprofen. Dacă n-ați cu cum. Așa, și până, nu, am descoperit ceaiul de coca și așa, am luat un ghid local și am zis, du-ne pe aici. Și ghidul local era un tip care lucrase la stat în Santiago și se mutase acolo, pe vârful muntelui. În Putre. Putre e capitala regiunii de acolo, din Altiplano, care e la 3700 de metri. Și am stat acolo și am plecat cu el pe Parinacota, pe vulcan. De acolo era poza, care Parinacota are 6300 de metri și am urcat până aproape de 6000. Cu vânt, furtună de cenușă, mă rog, nu e vulcan activ, adică nu eram chiar atât de nebun. Și după asta ne-a dus la o piscină cu apă termală, așa, și am stat să vedem apusul, cum pică soarele sub nori. A fost senzațional, adică exact știi, genul ăsta de poveste pe care ai s-o spui. După care a doua zi, am mai luat un prieten de-al lui, un bolivian, și ne-a dus într-o rezervație la vreo 200 de kilometri și am mers cu bicicleta în jurul unui lac. El ne-a condus mașina noastră și bolivianul a venit cu noi cu bicicletele. Asta la vreo 5.000 și ceva de metri altitudine. Și la finalul turei ne aștepta el cu într-un separeu, așa, era destul de frig, cred că vreo 0 grade, așa. Și a venit cu o boală din aia sub presiune, cum erau și la noi pe vremuri, cu paste gătite de el și cu ceai în termos. Dar dai seama, fără să ne spună. Și ne-a gătit frumos și avea masa pregătită cu chestii alea colorate, așa, și a venit și cu niște prosoape mari și a zis, acum faceți baie, era apă termală în lacul ăla, și cu păsări flamingo în jur. Și pe urmă mâncat paste. Dacă te aude cineva povestind. Da, am să mă întorc să te întreb cum e aia cu poveștile pe care ți le creezi tu pentru tine. Păi uite, astea sunt. Deci genul ăsta, credeam că e vorba de o proiecție mentală, de un fel de a te motiva, credeam că la asta te referi. Nu, dar sunt lucruri atât de mișto și îmi dau seama cât de mult m-am bucurat să trăiesc momentele astea,
încât mă încarcă, știi, de fiecare dată când mă întorc la ele și când le povestesc. Dacă te-ar auzi cineva și n-ar ști cine ești, ar spune că lucrezi pentru National Geographic. Serios? Da. Vorbește-ne puțin despre acest fel al tău de a lua decizii și cum ți le-ai antrenat, pentru că cred că e unul din lucrurile dificile pentru fiecare dintre noi, pentru mine cel puțin este, să hotărăsc care dintre variante este mai bună. Merg pe, cum spui tu, da? Dacă e 49-51%, n-am niciun fel de problemă, mă duc pe 51% fără să mă mai gândesc. Care este algoritmul, dacă vrei, raționamentul, felul care gândești în momentul în care iei o decizie și îți este atât de ușor să spui da sau nu, chiar dacă sunt apropiate între ele variantele? Da, acum la unele chestii încerc să nu iau decizii, adică să las lucrurile simple, să nu mă implic foarte mult. Gen, nu știu, cu ce mă îmbrac azi. Pur și simplu, iau cămășile la rând, e soția mea. Deci deschizul la și o iei pe următoarea? Da. Okay. Așa, sau nu știu, ce mănânc, sau... E foarte simplu, dacă merg cu cineva la masă, iau ce mănâncă și celălalt, sau dacă merg cu, nu știu, soția sau așa, iarăși mă ceartă, spune, uite-te și tu, spune și tu ce vrei. Nu vreau să iau deciziile astea, am altele de luat. Pe urmă, când am o decizie de luat și am multe care implică oameni sau sume mari de bani sau care afectează câteodată viețile oamenilor, încerc să mă gândesc, în primul rând, care este obiectivul, care sunt factorii care pot influența obiectivul respectiv și încerc să sparg lucrurile cât mai rațional. După ce îmi dau seama și îmi fac puțin context, decizia este mai ușor de luat. Și în momentul în care am luat-o și luarea unei decizii înseamnă renunțarea la ce s-ar fi întâmplat dacă. Și renunț foarte repede la lucrurile astea, nu le car după mine. Problema în luarea deciziilor este tocmai asta. Este frica de... De varianta cealaltă. Dacă am luat decizia proastă, asta e, la decizia proastă, o să vezi sigur la un moment dat. Ți s-a întâmplat să iei decizii proaste? Multe, foarte multe. Te poți gândi la vreuna? Nu știu, dacă vorbesc de business, am... investit bani aiurea în tot felul de proiecte care n-au mers, fără să fac analiză suficientă. Și din toate deciziile astea greșite, și chiar e o chestie tare în cartea asta pe care am adus-o și pe care vă recomand, se numește Startup Nation, fără legătură cu programul Startup Nation al nostru, este o carte despre mentalitatea societății izraeliene și despre, o poveste frumoasă cu formarea statului Israel și ce înseamnă mentalitatea asta. Și ei spun așa, dintr-o chestie pe care ai făcut-o greșită sau bună, când s-a terminat, tot timpul trebuie să înveți ceva. Iar, nu știu, câștigul real al unui lucru făcut nu este faptul că ai făcut bine ceea ce trebuia să faci, este ceea ce înveți de acolo. Ăla este câștigul real care te va ajuta în viitor. Și asta am învățat și mai departe și am aplicat-o în business și am aplicat-o în firmă. Și am lăsat pe oameni să ia decizii, să ia decizii câteodată chiar greșite. Chiar dacă eu îmi dădeam seama că sunt decizii greșite, pentru că aveam mecanismul ăsta de debrief, de analiză după ce se întâmplau lucrurile și eram conștient că ei vor învăța ceva din treaba asta și vor învăța ceva cu
cu o profunzime mult mai mare decât dacă le-aș fi spus eu, fă așa, că spun eu că e bine. Ce întrebări pui, apropo de debrief? Ca, să, ca și tu și oamenii și toată lumea să învețe ceva. Sau una, cerc două, să pun, nu, am una importante. Și fixă, așa. Întreb de 5 ori de ce. Și cam trebuie să spună de ce de vreo 5 ori la rând. Pentru că. Ca să ajungi de la o chestie, nu știu, destul de high level și abstractă, la o chestie acționabilă. Pentru că din chestiile acționabile și din detalii încep să înveți și învățând din chestia asta poți să schimbi un proces, poți să-l îmbunătățești, poți să-l faci mai bun, să reduci pierderile sau să-l faci mai bun pentru client, dacă vorbim de un proces hai care atinge exemplu, clientul. Chiar poate recent, Black Friday, știu că mi-ai povestit. Eu acum nici nu știu ce e, nici nu dau seama dacă nu cumva unele lucruri sunt confidențiale, dar crezi că o spune, nu poți vorbi despre nu, asta. Nu, putem să vorbim despre orice. De exemplu, îmi spuneai că după Black Friday va pica toată baza de date, ceea ce a fost o greșeală a cuiva, da? Dacă ar fi să aplici DC-urile sau ai aplicat DC-urile pe această greșeală? Da. Asta am făcut-o de la primul eveniment de genul ăsta. Și asta cu Black Friday e o poveste care a început la una din vizitele la un târg din ăsta de tehnologie din state. De fapt, e chiar un târg de e-commerce. Și era în San Diego în anul ăla, după care s-au mutat la Chicago. Și chiar e acum, săptămâna viitoare, se duc colegii. Și acolo am văzut ce înseamnă un eveniment de shopping în America. Și sunt multe, Father's Day, Mother's Day și așa mai departe. Multe, care toate au vârful Black Friday și decembrie și cadouri. Și am învățat de la ei ce înseamnă să construiești povestea asta evenimentului și să-i aduci și pe oameni și pe furnizori și pe să fie toată lumea acolo, după care îți dai seama că la primul eveniment a fost un dezastru complet. Aici, da. Și am pierdut foarte mult, am pierdut aproape 1 milion. Ne-am onorat comenzile, am luat comenzi mult peste stoc, pentru că aveam niște bani de la furnizori, pe care i-am calculat și noi, nu știu, furnizorul ne-a dat 10.000 de euro, am pus și noi 10.000 de euro pe niște produse și era o cantitate limitată de 100, dar pentru că lucrurile erau prost construite în spate, am luat comenzi mii. Și pe urmă a trebuit să cumpărăm lucruri scumpe și să le vindem cu discountul de Black Friday. Da, și am pierdut bani, dar am învățat foarte mult din toate procesele astea care ar fi trebuit reparate. Și am învățat, e ca și cum te-ai uita, pentru că e o intensitate atât de mare, e ca și cum te-ai uita în viitor, cum arată o zi normală peste vreo 3-4 ani. Știi, e ca și cum ai deschide fereastra business-ului tău și te uiți, ia să vedem cum o să arate o zi peste 4 ani. Și înveți extraordinar de mult, știi, făcând asta. Nu înțeleg exact la ce te referi când spui că ați vedea cum arată o zi peste 4 ani. Din punct de vedere, nu știu, din punct de vedere număr de comenzi, din punct de vedere trafic, din punct de vedere... E un exercițiu de a-ți imagina unde ai să ajungi în viitor. Nu, e efectiv, sunt volume atât de mari și se întâmplă atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt, încât e o zi, deci primul Black Friday e cam o zi de anul trecut, normală, de anul trecut. Am înțeles. Și te ajută, de fapt, să-ți dai seama ce ar trebui să faci ca tu să ajungi acolo. Am înțeles. Deci, primul Black Friday a fost ca și cum ați fi trăit o zi a lui EMAG din anul 2017 normală. Da, exact. Și v-a ajutat să vă pregătiți, de fapt, exact, pentru momentul ăla. Exact. Și am învățat foarte mult. Pentru că, ne stresând sistemele la maxim, lucrurile funcționează, merg, e ok. Dar punând un stres foarte mare, ți ies la suprafață tot felul de probleme care, într-o zi normală, nu ți ies.
Crezi că asta se aplică și în altă parte decât într-un companie de tehnologie așa de intensă cum sunteți voi? Ideea asta de a pune presiune pe sisteme ca să sară, să vezi unde sar capacele? Păi cei de la Flipkart au învățat asta de la noi, da, și au făcut-o și ei. Și bineînțeles că au dat-o în bară prima dată și au dat-o în bară, dacă căutați Big Billion Day în India, o să găsiți, cu, în care n-au ieșit public, s-au dat televiziuni, fondatorii și-au cerut scuze. Da. Așa, deci a fost un mes complet și așa, când o dai în bară în India, cred că e mult mai rău decât în România. Acolo sunt mulți oameni. Și... Acolo sunt mulți oameni. Da, mai sunt și aici încă, mai sunt destui ca să facem da, ceva. Da, dar dai seama, acolo sunt 100 de milioane cu acces la internet. Da. Și care au intrat la ei și... au învățat și ei la fel. Da. Și învățând, au reușit, pe urmă, să aplice niște chestii în bătălia cu Amazon. Ei se bat... Adevărat, da. Și așa au ajuns la un deal cu Walmart. S-a evaluat compania la 22 de miliarde dolari, dai seama. Cum faci să scoți frica dintr-o organizație? Cred că arătându-le oamenilor trei lucruri. Odată trebuie să le dai un sens. Trebuie să le explici oamenilor de ce fac ceea ce fac. Și asta, na, știi povestea care m-a inspirat pe mine. Eram în state, în Manhattan, când construiau Millennium Tower. Turnul făcut lângă, da, lângă turnurile gemene. Și acolo am văzut o chestie foarte tare. Toți oamenii care lucrau acolo în șantier și în jurul șantierului aveau pe spate We are building America. Construim America. Da. Și chiar mi s-a părut, păi, pe bune la început, deci așa, și erau, na, oamenii trăgeau. Îți dai seama că pare o distanță destul de lungă de la ăla care, nu știu, conduce camionul acolo pe șantier sau eu știu ce, da, face niște lucruri de bază și construiește America. Dar el spune, uite, aici am lucrat eu și am construit turnul ăsta, aici am pus și eu mâna și am făcut ceva. Și mi-am dat seama, da. Și mi-am dat seama cât de important este asta pentru oameni. Le dai un sens, pentru că oamenii își petrec cât? 8-10 ore pe zi, da, la birou. Da. Și e, na, un efort foarte mare pe care îl pun. Și dacă nu știu de ce pun asta, nu-ți dau randament pe termen lung. Și mai mult decât atât, tinerii care intră acum în câmpul muncii, să spunem, sunt din ce în ce mai curioși de ce facem lucrul ăsta. Adică chiar este o chestie bună. Sunt mult mai... O altă mentalitate față de muncă decât... Da, noi să ne bage cineva în seamă, să ne dea niște bani, să ne pună să facem ceva și făceam. Și până ne prindeam noi ce se întâmplă și... Asta una, deci asta cu sensul. După care a doua e o chestie iarăși foarte importantă, este cea de impact. Omul vrea să vadă că făcând ceea ce face, reușește să producă ceva. Ceva măsurabil, ceva... Și aici am avut o discuție interesantă cu o directoare unei bănci mari de la noi și care m-a întrebat, voi ce faceți cu zona asta de programatori? Că la noi pleacă și ne este foarte, foarte greu să angajăm. Da. Și am zis, uite, am întrebat-o, ce fac oamenii? Păi lucrează să rezolve bug-uri din alte țări și din tot felul de moșteniri ale sistemelor vechi și niște chestii super abstracte și complicate. Și... normal, da, că nu vezi rezultatul muncii tale, nu iese nimic, știi? Te duci și lucrezi și lucrezi și lucrezi, ok, ești plătit, bine, dar până la urmă nu vezi ceva palpabil să se întâmple. Și le spunem oamenilor, uite ce ai făcut și ce
S-a întâmplat pe partea cealaltă și în discuțiile și rezultatele noastre sunt foarte transparente. Care rezultatele nu sunt doar cele financiare abstracte pe care oricum nu le înțeleg toți. Vorbim și de ce s-a întâmplat din punct de vedere client și de serviciile pe care le-am construit și lucruri la care ei au lucrat. Și arătându-le asta, oamenii sunt... Deci simt sens, impactul. Impact. Sens, impact și a treia, iarăși foarte importantă, e perspectiva. Mai ales pentru oamenii care lucrează în zona creativă, nu știu, muncă ce mai inteligentă. Perspectiva? Perspectiva de creștere a lui. Perspectiva de creștere a companiei. Perspectiva lui să se dezvolte, deci să facă altceva. Și pentru că eu și noi încotro ne îndreptăm. Da, nu cred că vrei să faci o chestie iterativă, același lucru și să intri într-o rutină. Vrei să vezi că organizația asta e una vie în care tu te dezvolți. Și oamenii au nevoie de perspectiva asta. Și asta e cumva ceva care le dă mai mult curaj? Adică te întrebasem cum faci să scoți frica din organizație. Da, astea sunt trei lucruri de bază, după care peste este cultura organizației, care ce am descoperit că o cultură bazată pe frică și pe doar pe indicatori și dacă nu faci, ești penalizat. Chiar am impresia că la un moment dat, când era Steve Ballmer, CEO la Microsoft, implementase o cultură din asta, că la fiecare echipă de 10 oameni, unul avansează și unul pleacă acasă. Și guess what? Genul Welch. Da, era... erau politici din astea, între ei, stai, nu mă vota, că se votau și așa, și oamenii își pierdeau timpul făcând politică în loc să facă ceea ce trebuie. Uh-huh. Și nu funcționează o cultură din asta bazată pe frică. Dacă nu faci până la data de, te ia mama naibii. Nu funcționează. În schimb, funcționează dacă le explici oamenilor de ce. E important să le pui niște indicatori care să definească binele comun. Și am implementat un sistem, se numește OKR, Objective and Key Results. Este dezvoltat de Intel și, pe urmă, dezvoltat foarte mult de Google, prin care le explici oamenilor obiectivul, care este un obiectiv descris în cuvinte, și Key Results încerci să măsori. Că vorbeam de oameni. Cât de mulțumiți sunt oamenii la birou? Și, nu știu, poți să spui că sunt mulțumiți, poți să spui că nu. Poți să, dacă ești subiectiv, e o chestie care ajungi sigur să te ceri la un moment dat. Și asta înseamnă că trebuie și am pus un key result. Am pus un key result. Cum măsori cât de mulțumiți sunt oamenii la birou? Se numește NPS, este metodologia, Net Promoter Score, pe care o folosim de obicei în afară, ca să măsurăm percepția clientului, dar l-am pus și în interior. L-am numit INPS, în care întrebăm pe oameni cât de probabil ar fi să recomanzi unui prieten sau unei rude să lucreze la firmă. Și cât de probabil ar fi? Îți dau notă de la 0 la 10. 9 și 10 sunt promotori, 0,7 sunt detractori, 0,6 detractori, 7,8 sunt neutri. Da. Și se fac promotori minus detractori și poate să fie de la minus 100 la plus 100. Da. Și acum ne uităm în fiecare zonă și pe urmă punem și niște întrebări ca să vedem, să ajungem la niște chestii acționabile. Și noi ieșim undeva pe la plus 50. Și plus, stai puțin că e deci dacă de la minus 100 la plus 100. Ah, ok. Și ieșiți la plus? Plus 50, care 50? E foarte bine. Și pe urmă vine întrebarea de salariu și aia iese pe la zero.
În momentul în care asta este mai mare decât aia de salariu, înseamnă că pe partea de leadership ne facem o treabă bună. Ar fi fost nasoală să spună, da, am salariu bun, dar e de rahat jobul. Adică jobul e foarte mișto, dar salariul e zero ce înseamnă, e rezonabil, e în piață. Da, e, asta, cu salariu, asta cu salariul e un never ending story, adică dacă îl crești, oricum oamenii se obișnuiesc destul de repede, îl mai crești, se obișnuiesc chiar și pe 3 luni. Da, salariile sunt bune, cred că sunt mai degrabă un factor igienic și oamenii câștigă bine, adică nu... De ce crezi că... Dacă vorbim de retail, noi avem salariile, cred că, de 4 ori mai mari decât media oricărui retailer din România, din zona de offline. Da, că... Serios? Păi, na, acolo lucrează și multe casiere și... N-am nimic cu munca asta, dar nu există munca asta de creație. Nu aveți asta, da, și voi nu aveți asta în organizație. Da. De câte ori vorbesc cu oamenii care lucrează în resurse umane despre EMAG, strâmbă din nas. Pentru că, serios, nu știu dacă am mai vorbit asta, pentru că cultura din interiorul companiei, deci ce ați creat voi acolo, ce ai creat tu acolo, este un loc pe care foarte mulți oameni îl consideră ca fiind imposibil. Pentru că este foarte intens, cere foarte mult... Tu însuți mi-ai spus la un moment dat că ți-ai disciplinat viața și acum muncești de la 8 dimineața la 8 seara, ceea ce, da? De ce văzută din afară, nu știu cum arată văzută din interior, că n-am lucrat acolo, dar se pare că bine, de ce văzut din afară EMAG este un loc atât de nesuferit? Nu e chiar nesuferit, e greu. E greu pentru că se muncește foarte mult. Și hai să nu zic că asta cu work-life balance nu e importantă, dar este greșit înțeleasă de cele mai multe ori. Este greșit înțeleasă în sensul, hai să alocăm mult timp să ne distrăm, cam tot atâta cât alocăm să muncim. Dacă tu chiar vrei să construiești ceva... Și aici nu vorbesc să construiești ceva, să faci tu 1 milion sau 5 sau câte vrei ca să-ți iei o casă sau o barcă sau eu știu ce. Dacă vrei să construiești un business mare, care să fie un business mare, trebuie să muncești. Nimeni care a construit un business mare în Europa, lume, așa, nu l-a făcut așa, din pix și din șmecherie. Trebuie să construiești niște sisteme care să funcționeze. Ca să construiești sisteme, e al naibii de greu. Știi că râdeam și vorbeam de Elon Musk mai devreme. Are foarte multe idei. Hai să vedem tunelele alea care vor lega toată California și așa până una alta. Și cu Tesla e destul de greu că și-a dat seama că nu poate să producă. El a... între 10 și 20% din cât ar fi trebuit să producă. Uh-huh. E foarte, foarte greu în momentul în care te apuci să execuți o idee. Ai spune ce mare lucru o fi să facem și noi o autostradă să traversăm munții. E complicat. E al naibii de complicat. Este o super tehnologie de care ai nevoie și pe care noi s-ar putea să nu o avem aici, pe care trebuie să o plătești. Ați pune, nu știu, la un depozit. Ce-o fi așa greu să crești, să livrezi de la 50.000 de pachete pe zi la 100.000 de pachete? Păi al naibii de greu. Am luat, printre cei mai buni oameni din România, școliții pe afară, s-au plimbat. Am luat și un consultant pe care îl plăteam cu 10.000 de dolari ziua, american. Așa, ne-am dus pe la târguri prin toată lumea ca să învățăm și să luăm knowledge-ul ăsta. Și am și investit foarte mult. Numai anul trecut am investit 10 milioane doar pentru chestia asta. Este greu și lucrurile se bazează pe muncă și, bineînțeles, o muncă inteligentă și pragmatică, adică să faci ceea ce trebuie. Iar aici nu pot să zic că nu e pentru toată lumea, dar sunt oameni care nu rezistă. Care nu rezistă la zona asta și este o muncă care până la urmă putem spune că e una de creație. Poate că nu creația în sensul artistic,
Așa, dar e creație, adică... face ceva nou care nu există înainte. Da, și în momentul în care creezi ceva, e al naibii de greu, pentru că nu ți iese din prima și trebuie să mai stai, să te mai gândești, bă, dar de ce nu mi-a ieșit? Și încep și sap, și prin cifre, și în discuții, și s-ar putea să ai zile, săptămâni care să nu vezi că ies lucrurile, dar pe urmă când îți iese, păi atunci treci pe un alt nivel de satisfacție și îți dai seama că ai făcut ceva greu. Și aici nu te bați cu... jucători din local, te bați cu jucătorii internaționali care vin la un moment dat. Și ca să poți să te bați cu ei, trebuie să fii mare. Și de aici nevoia de viteză și de aici nevoia de decizii rapide. Și da, și de aici și nevoia de a munci. Și na, asta cu munca intensă și eu m-am disciplinat și pot să lucrez de la 8 la 8 la intensitate mare. Dar am și colegi, tineri care lucrează de 7 ani, 10 ani, tot așa și le place. Simt că au crescut foarte mult, iar partea de life, că zicem că e work-life balance, o ai și pe aia, dar tot așa o faci la o intensitate mare și pe aia, știi, de aici așa vine pare. Toată asta cu da, de aici pare. Vine asta cu adrenalina. Și atunci când stau cu copiii și sunt acolo. Adică lucrurile se întâmplă cu o intensitate mare și te ajută să trăiești, știi? Cum faci cu copiii? Adică ce înseamnă că sunt acolo? Ne jucăm, adică discutăm. Tot așa îi presezi? Nu, chiar deloc acolo, adică nu. pe altă direcție. Cum îți vezi tu rolul în tot acest angrenaj? Care e menirea ta în toată această poveste care trăiește la 150 de kilometri la oră, 24 de ore pe zi? Cred că sunt, pe de o parte, un păstrător al viziunii și al culturii din companie. Și trebuie să îi inspir pe oameni cu de-ce-ul ăsta și cu toate poveștile. Pe urmă trebuie să îi servesc cu ceea ce au ei nevoie pentru a-și face treaba mai bine, pentru că nu eu fac treaba, ei o fac. Da. Și piramida noastră este una întoarsă, în care eu stau în spatele lor și îi servesc pe ceilalți, care îi servesc pe cei care stau în prima linie, care aia sunt cei mai importanți. Pentru că ei fac efectiv treaba, cei care împachetează lucruri, cei care scriu cod, cei care răspund la telefon. Și mentalitatea este... am avut discuții că... îți dai seama, la depozit avem 800 de oameni, nu toți sunt cu valorile așa cum ne-am dorit noi să fie și oamenii trebuie să-i pui într-o chestie foarte structurată. Vezi, dacă un om se întâmplă să fure ceva și pe urmă reușești să-l prinzi, nu trebuie să te bucuri, trebuie să plângi, pentru că omul ăla n-ar fi trebuit să aibă posibilitatea să fure. Adică e problema ta că e este problema mea și mai departe a managerilor care răspund de construcția sistemului respectiv să nu-i dea posibilitatea să fure ceva. La fel, să facă niște greșeli care sunt din astea nasoale și din care omul respectiv își pierde jobul sau e treaba lor. De asta am răsturnat piramida. Nu ne bucurăm dacă îl prindem pe unul că a făcut o greșeală și gata, hai afară. Îmi place foarte tare că și în câteva minute o să... Și mai avem o chestie apropo de rol. Mi-am mai dat seama pe măsură ce business-ul a crescut că la masă stau mai mulți.
Ne-am zis în primul rând clientul și pentru client am avut și norocul ăsta, cum am zis istoric, că a venit cineva și a plătit nota de plată pentru toată distracția noastră și lucrurile pe care le-am dezvoltat pentru client. Dar la masă stau clienții, la masă stau angajații, stau partenerii de business, care sunt furnizorii de marfă, furnizorii de servicii, sunt sellerii, stă statul, care vrea să aibă și el un return din taxe. Acum vorbești la o masă virtuală, dar nu vorbim da. Și cum i-ai aduce în un meeting și le-ai cere părerea. Nu, deci nu. Deci e o idee. Nu, și pe urmă stau acționarii. Iar rolul meu este să mă asigur că valoarea care se creează prin toată munca asta și prin toată investiția de capital se împarte într-un mod fair. Ce înseamnă fair? Aici este foarte multă filozofie și am început să citesc despre asta și doctrinele neoliberale și social-democrate și așa mai departe. Și dacă vă spun că mă regăsesc mai degrabă în zona de social-democrație, o să spuneți că sunt nebun. Oricum am certat în weekend cu prietenii, mi-au zis că nu sunt sănătos cu asta. Nu mă miră, pentru că este toată această preocupare pe care voi o aveți pentru ce este dincolo de EMAG. Și aici mă refer la Fundația EMAG. Apropo de impactul pe care poți să-l ai în... Apropo de această nevoie de a crește foarte repede, știu că am discutat despre cu tine și chiar aș vrea să, înainte să deschidem către întrebări, să ne spui, să vorbești puțin despre această teorie a ta, apropo de ce e nevoie de volum și de masă pentru organizațiile românești, dacă chiar vor să transforme ceva. Apropo de fundație și de felul în care vedeți voi schimbarea României. Da, mi-am dat seama, așa în timp, că ce aș putea face cu timpul meu, cu cunoștințele mele, pentru a obține, pentru a ajuta mai departe societatea, știi? Da, că toți ne punem problema asta și am avut la un moment dat și zona de idealism politic, probabil că ați văzut când l-am susținut împreună cu alții antreprenori pe Nicușor, pentru alegerile locale din București. Și chiar a avut un boost foarte mare și sunt convins că am contribuit acolo, pentru că stăteam de vorbă cu el, explicam cu studii, cu decizii luate pe bază de studii de piață și așa mai departe. Am trecut de zona asta și mi-am dat seama că trebuie să fac eu treaba foarte bine, nu să am așteptări ca alții să facă, să se facă. Și pe urmă am început să merg către zone foarte acționabile. Și de ce educație? Educație stă la baza lucrurilor bine făcute în viitor. Stă la baza unui vot... conștient și documentat. Votul este un drept foarte important al oamenilor. S-a văzut ce s-a întâmplat, frustrarea socială în momentul în care oamenii au fost împiedicați să voteze. Da. Votul e ca o armă care a fost dată multor oameni care nu sunt antrenați să folosească arma respectivă și trag la întâmplare. Sau sunt influențați cu niște chestii pe termen foarte scurt. Pentru a ajunge să nu luăm decizii care să fie doar pe termen foarte scurt și care să ne ajute în viitor, avem nevoie de o populație educată. By the way, nu știu dacă ați văzut în Olanda, au fost la un pas anul trecut să intre și ei în zona asta de populism mai extrem. Da. Și s-au mobilizat, iar participarea la vot a fost de 80%. 80% este și procentul de adulți care au educație superioară. Deci lucrurile se leagă puțin.
Și aici, în zona de educație, am zis, hai să facem lucruri și am luat-o așa, pe piramidă de sus în jos. Hai să facem niște chestii care, nu știu, pun în evidență valorile. Și am luat olimpicii internaționali la mate, fizică, informatică, na, astea mi-au plăcut mie, și i-am premiat. În momentul în care guvernul nu-i mai premia, pe ideea că ăștia oricum pleacă din țară. Dar dacă pleacă din țară și dacă tu le arăți respect și îi pui pe o scenă și îi aplauzi, s-ar putea să se simtă apreciați aici și s-ar putea să vină înapoi cu niște cunoștințe foarte valoroase de la niște universități mari. Și chiar dacă nu se întorc, ei tot români sunt și da, sunt niște ambasadori buni și oameni care vor iubi România de oriunde ar fi. Am făcut chestia asta, după care am mers mai departe, am susținut olimpiadele naționale și pregătirea loturilor internaționale și așa mai departe. După care, după ce ne-am prietenit cu toți profesorii și am văzut cum funcționează lucrurile astea, am refăcut, cum erau pe vremuri, cercul de matematică, da, cercul de fizică și am făcut 31 de centre din astea de excelență în țară, 31 avem acum, la care merg cam 5.000 de copii în fiecare an, de la clasa 6 la clasa 12, avem program, merg sâmbăta și noi plătim profesorii și dotăm liceele unde se desfășoară cercurile astea. Și asta e un program. Al doilea program, l-am început acum 2 ani, am văzut o problemă foarte mare la sate. Care problemă vine de la abandonul școlar. Da. Odată și analfabetismul funcțional pe partea cealaltă. Așteptările în momentul de față sunt foarte, foarte nasoale. Doar unul din 3 copii care intră în clasa 1 acum va lua bacul. Deci unul din 3. Restul se pierd pe parcurs. Și problema la țară este mare. Ne-am dus și am început să studiem, să vedem care sunt factorii care au determinat sau care determină abandonul școlar. Și am văzut că pe primul loc este profesorul, cel mai important. Un profesor bun are abandon școlar foarte mic, un profesor neimplicat are abandon școlar mare. Și am zis, hai să mergem la școlile și în satele unde sunt niște profesori care își doresc să se implice, să-i ajutăm. Și mergem, avem anul ăsta 14 școli, dăm cam 10.000 de euro pe școală pe an și profesorii ăștia au rolul inclusiv să se ducă să convingă părinții să-și dea copiii la școală și avem și un buget pentru cazurile sociale în care le luăm copiilor haine. Părinții sunt foarte pragmatici și spun, de ce să-l dau la școală? Nu văd nimic bun în asta. Îl trimit la câmp sau cu animalele. Adică dintr-un cost îl transformă într-un venit și dacă noi le dăm masă caldă la școală și în afară de asta îi ajutăm pe cei cu probleme cu rechizite și care cu... Și vrem să ajungem departe cu asta ca să aibă un impact real, că așa e o picătură într-un ocean, știi, că avem 500 de asta copii la școală, la țară. Voi vedeți, pentru că în general presupun că și implicarea în ce înseamnă România, da, deci dincolo de companie, o vezi la fel de sistematic și cu viziune și cu matematic, cum vezi și business-ul. Care este aspirația ta? Care e, nu pot să-i spun un plan, dar așa, unde vrei să, ce anume vrei să schimbi și cum o să arate succesul? Cred că prin ceea ce fac, făcând lucrurile foarte bine, influența asupra ce se întâmplă în societate va fi din ce în ce mai mare. Prin business-ul meu în sine, dacă lucrurile funcționează bine și reușesc să rezolv problemele reale, nu știu, doar să mai gândesc o campanie de marketing care să
funcționeze și care să mai aducă niște clienți. Nu, să reușesc să livrez produsul mai repede și cu o acuratețe de 99,9% atunci când am spus. Să reușesc să returnez produsul, să, exact atunci când l-am spus și mult mai repede. Deci să rezolv problemele real și chiar să le salvez oamenilor timp și bani, asta va avea un impact pozitiv asupra societății. Deci cred că făcându-mi eu treaba foarte bine, reușesc să schimb ceva în bine. Și doi, cred că și zona asta de implicare socială. Și aici implicarea asta socială este foarte tricky. Nu vorbesc de fraude care se fac prin fundații, că e și pe acolo o zonă din asta mai mociloasă așa. Vorbesc de foarte multe fundații care fac doar chestii de suprafață. Și vopsesc puțin gardul, fac un filmuleț emoțional, iau 100 de like-uri pe Facebook și deturnează bani. Acum vreau să facem lucruri, să le facem. Deci să facem și vedem că funcționează, învățăm, construim un sistem care să funcționeze. Eu cred foarte mult în sisteme și am avut un coach, Adrian Stanciu îl cheamă, n-are legătură cu mine, nu e rudă. La care am învățat tot așa foarte, foarte mult ce înseamnă organizație mai mare, ce înseamnă leadership și care îmi spunea lucrurile care funcționează și care rămân se bazează pe sistem, nu pe șmecherie. Șmecheria nu ține mult și trebuie să ai niște sisteme funcționale. Ca să construiești sistemele astea trebuie să ai muncă, trebuie să ai o cultură a datelor în organizație, trebuie să ai decizii rapide, ca să ai decizii trebuie să tolerezi greșeală și lucrurile astea ajung să dea valoare și care se vor duce ușor, ușor mai departe în societate și sper ca prin ceea ce facem noi să ajungem și în agenda publică să se vorbească de valoare adăugată în România, care înseamnă companii românești, care companii românești nu înseamnă neapărat companii cu capital 100% românesc. Vedeți cazul meu în care a venit unul și a dat 150 de milioane. E rău? Nu. Este foarte, foarte bine. Și apropo că se vorbește că e compania care e controlată de Naspers. Procentul de acțiuni și cu controlul sunt două lucruri diferite. Adevărat. Poți să ai controlul companiei și cu 1% din companie. Toate companiile mari de tehnologie. De vot, nu de procente de acțiuni. Exact. Pentru că ai să dai această carte cadou, pentru întrebarea pentru care crezi tu că trebuie să dai această carte cadou și acum o să vă rog să puneți întrebări până vă pregătiți. De ce ai ales cartea asta, pe scurt? De ce asta e cartea pe care vreau să o iasă cu tine? M-a inspirat în... anumite lucruri pe care le făceam în companie erau exact cum se întâmplă acolo. No bullshit. Hai să vorbim direct atunci când ai ceva de spus. Dacă oricine din firmă crede că am făcut tot în penie, să vină să-mi spună. Nu e nicio problemă. Cum îți spune? Iulian, asta e o prostie? Da, dar trebuie să-mi spună și de ce. Și de ce, evident. Dar îți spun oamenii, Iulian, asta e o iureală? Da. Și mulți? Da, toți? Mă enervez. Nu, că n-au curaj, adică nu, dar pot veni. Nu, dar vin unii, chiar vin și mai spun și mă mai întâlnesc cu ei sau, când mai facem evenimente de management și după evenimente mai stăm la o bere. Adică încurajez să vină să-ți spună, băi, spune-mi da, da. Ce prost. Am avut un eveniment în care am prezentat anul nostru financiar, începe în aprilie și am avut acum, vreo 2-3 săptămâni un eveniment și au venit și programatori și mi-au zis, bă, uite, eu cred că asta nu este bine și chestii valide și interesante. Și te enervezi, nu? Nu neapărat. Câteodată mă mai enervez când îi văd că bat câmpii și nu vor să înțeleagă. Voi acolo înăuntru? În ședințele de management este măcel. Noroc că sunt cam jumate fete, jumate
băieți și ne temperează. Fetele sunt mai calme și mai așa, dar nu, ne certăm rău. Adică și din chestia asta și e foarte bună, pentru că ne spunem lucrurile direct. Da. Și asta e o chestie care se întâmplă în Israel, care... Nu, fără politică licoare și așa, hai să spune lucrurile așa cum sunt. Direct, da. Și ceartă-te dacă ai ceva de spus, bate-te dacă trebuie să te bați. Asta o altă chestie, am citit aia lui Giuvara cu istoria... Da, românilor. Da, și spunea, cea mai mare greșeală a României a fost în momentul în care a cedat Basarabia fără să se bată. Nu contează, chit că iei bătaie, dar te duci și te bați și, pe urmă, măcar știi că te-ai bătut, știi? Dar tu ai învățat asta foarte devreme. Da. Dacă avem și un microfon pe partea stângă a sălii, stânga mea... Avem unul singur în seara asta și o să... Dar cred că merge și fără microfon, nu? Da, hai să încercăm fără, nu? Te rog, și apoi, da. Ok, de la No Bullshit în Startup Nation, cartea la Bullshit, program Startup Nation. Ești de acord sau versie viabilă, program guvernamental pentru încurajarea startup-urilor, creierii de startup și cum l-ai vedea cu funcționa? Deci, întrebarea este dacă vede ca funcționând un program guvernamental pentru startup-uri și cum ar trebui să funcționeze? Programul guvernamental nu l-am studiat, să văd în detalii cum funcționează. Da. Nu-l văd neapărat dând bani. Cred că asta este o chestie pe care trebuie să o faci mai încolo. Fundamental, da, care e o chestie cu durată foarte lungă, cred că ar trebui schimbat metoda de învățare din școală. Suntem învățați să memorăm și suntem învățați să stăm cu mâinile la spate, nu să experimentăm. Și ies foarte mulți tineri, li se taie toată partea asta de curiozitate și de dorință de a face lucrurile altfel, pentru că în școală ți se spune stai cu minte. Nu toți profesorii fac asta. Sunt profesori curajoși care îi îndeamnă pe copii să experimenteze. Și asta e o chestie de un shift major social. Deci crezi că ar trebui să investim mai degrabă în educația mică decât să dăm bani pentru startup-uri la un anumit moment, la începutul. Da, în metodă și în curiculă la școală. Okay. Asta odată, după care cred că ar trebui construite mecanisme pentru o piață de capital. Că oamenii au idei și cred că pot face rost și de niște bani, că vând o mașină, vând vaca, vând calul, așa, și da, împrumută și fac rost de niște bani. Adică să faci 10.000 de euro sau 5.000 de euro sau așa, să faci o chestie, nu mi se pare chiar imposibil. Și e ok să faci pe banii tăi, că ești, simți ce pierzi acolo și te bați. Chiar, dar de la un punct încolo ai nevoie de un anumit capital, asta spui. Da, ai nevoie de un ecosistem, de hub-uri care să te ajute. Ai nevoie de seed funds, pe care ai nevoie de o bursă, care bursa ar trebui să fie inclusă în index și internaționali. Ar trebui să fie mai transparentă. Ar trebui să fie cu niște reglementări mai ușoare. Nu știu dacă e chiar răspunsul pe care... Adică ar trebui câteva mecanisme care să ajute companiile pe tot lanțul. Și pe urmă mai e educația financiară. Cum ziceam, știm foarte puțin despre puterea capitalului și ce poți să faci cu capitalul și ce înseamnă randament și ce înseamnă, spre exemplu, cei de la Naspers se uită, cel mai mult au un indicator, IRR.
se uită la IRR. Trebuie rata să fie internă de returnare a investiției. Trebuie să fie IRR plus 20. Dacă este plus 20, foarte bine. Se uită pe plan, fac IRR. Ori mai NPV, care faci net present value, în care te uiți cât valorează tot cash-ul pe care tu poți să-l produci în viitor. Cash făcut din profit, working capital, etc. Hai să mai luăm o întrebare. Da. Wow, te rog. Eu sunt curioasă să aflu ce înseamnă pentru tine să fii fericit, să fii împlinit. Și cum îți dai seama, așa de zi cu zi, dacă chiar ești fericit sau dacă poate aluneci într-o direcție în care nu ești tocmai ok? Da, e destul de grea întrebarea. Cred că sunt fericit în momentul în care am un echilibru. Iar echilibru ăsta înseamnă între ceea ce fac la job, între ce fac acasă, între, nu știu, viața socială cu prietenii, să reușesc să acord timp și cititului sau experiențelor pentru mine. În momentul în care reușesc să le balancez corect, sunt fericit. Acum, spre exemplu, în ultima vreme am reușit să fac asta foarte bine și sunt fericit. Dar sunt momente în care nu reușesc să fac asta și sunt frustrat. Pentru că dai una pe cealaltă și simți că faci lucrul ăsta și te enervezi. Și asta te întorci înapoi și eu cel puțin mă întorc și mă uit ce-am făcut greșit. Ar trebui să spun nu la aia, ar trebui să spun nu la aia. Și mă întorc la time management și iarăși la disciplină. Deci spui mai mult nu în ultimul timp. Vorbeam, da, mai spun nu. Nu mi-e foarte simplu, dar spun și nu. Și tai foarte multe și de aici poate și chestia asta cu pragmatismul și care pare că sunt mai distant sau... Dar nu poți să construiești o chestie mare... Spune da la toate celelalte cerințe. Da, trebuie să tai și... Na, am un coleg de la carieră și am învățat foarte multe și e cu 9 ani mai mic decât mine, care este definiția pragmatismului. Adică vorbește foarte puțin, nu răspunde la absolut niciun mail la care n-are așa obiectiv, este, nu răspunde la niciun telefon, așa, cuvintele sunt scurte, propozițiile sunt scurte, dar are niște rezultate absolut excepționale. Na, eu sunt cam vin din zona cealaltă, povești frumoase. A doua întrebare tot undeva în față. Ce acum faceți după? Să gestionăm puțin povestea, că ideea e că cine are microfonul pune întrebare. Te rog. Ce faceți? Ce sisteme aveți în cazul în care după toate cele greutăți și certuri din board meeting reușiți o campanie de marketing, să zicem, sau de orice, și concurența o fură foarte repede și fără nicio problemă. Ce sisteme aveți ca să împiedicați treaba asta, ca să, nu știu, când să demoralizați? Când cineva copiază ceva ce ai făcut exact imediat. Da, lucrul ăsta se mai întâmplă, adică e o chestie inevitabilă. Și aici sunt două aspecte. Nu vorbesc de partea de, nu știu, protejarea proprietății intelectuale, care e destul de la început în România și e cam greu să, nu știu, îți patentezi designul unei pagini de produs sau gen, sau un flow să te duci să-l patentezi, că nu o să câștigi în instanță câțiva ani buni de acum încolo în România. Avem pe de o parte o înțelegere profundă a lucrurilor, pentru că s-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă, dar înțelegerea prin cifrele din spate și prin felul în care am construit-o noi să fie mult mai valoroasă decât cineva care ia doar partea de suprafață, o pune și da, s-ar putea să nu meargă foarte bine fără să o legi cu niște chestii din spate.
Nu știu, așa cum vorbeam de depozit, care na, pare o chestie simplă, banală, dar acolo este un super know-how. Iar ceea ce am preferat noi să facem a fost, hai să înțelegem noi în profunzime, astfel încât în momentul în care se strică ceva sau vrem să schimbăm ceva, să știm cum să facem asta, să nu mai sunăm consultantul. Deci înțelegerea lucrurilor în profunzime, astfel încât în momentul în care cineva copiază, noi să mergem să îmbunătățim, să facem mai bine. Și na, eu încă am avut chestia asta tot timpul. Noi trebuie să fugim mai repede decât fug ceilalți după noi. Ceilalți fiind, nu știu, mulți. O să facem, știu că sunt multe întrebări, o să facem în felul următor. Eu nu mă grăbesc, deci, nu știu, poftim? Eu nu mă grăbesc. Nici eu nu mă grăbesc, dar una aici, două, trei, patru. Și cred că ne oprim aici și Iulian mai rămâi cu noi și să putem rămân, să sigur. Stăm de vorbă. Și da. Iartă-mă, Andrada, scuze-mă. Bună seara. Te las pe tine să iei decizii. Da, a fost bună. Eu am curios, cum este Iulian Stanciu 2018 față de Iulian Stanciu 2008? Cum te-ai schimbat, ce ai învățat? Și după aceea, acum o să fie Iulian Stanciu 2028? Cum ai vrea să, cum crezi că o să fie atunci? Da, e interesant că mă uit cu colegii, ne uităm ce am spus acum 5 ani. Avem prezentările de acum 5 ani și avem mesaje de acum 5 ani pe care le dădeam în organizație și chiar râdeam cu cei din management și ne uitam, băi, eram niște țărani. Poftim! Adică, da, dai seama că când lucrezi cu intensitatea asta și te miști cu viteză, te schimbi foarte mult și înveți foarte mult. Dar unele lucruri au cam rămas la fel. Principiile, să spunem, sau valorile. Valorile nu s-au schimbat, însă cunoștințele și felul în care vedem nu știu, business-ul sau chiar societatea sau chiar lumea, asta se schimbă și se schimbă și pentru mine. Și eu îmi doresc să cresc și să învăț în continuare. Și pe măsură ce descoper lucruri noi, îmi dau seama că nu știu nimic. Și îmi dau seama că na, faptul că vorbesc aici e și că m-a inspirat Andreea și am avut niște discuții foarte interesante și învăț și din ceea ce spun, îmi testez anumite chestii, văd dacă se leagă și pe urmă merg mai departe. Dar nu pot spune că știu și am niște adevăruri, așa. Pot povesti din experiențele mele trăite care pot să inspire mai departe sau pot ajuta. Dar îmi dau seama că peste 10 ani o să mă uit în urmă acum și o să spun că na, nu știam nimic și adică sigur văd că am foarte, foarte multe lucruri de învățat în multe zone care să mă ajute, nu știu, cum ce m-ai întrebat, să fiu mai fericit, să am o viață mai... Am citit recent un articol, eu citesc foarte mult The Book of Life al lui Alain de Botton, care e parte din The School of Life, și era un text despre conversații și în care spunea că de fapt fiecare conversație pe care o avem, cea adevărată, care chiar ești acolo în conversație, este o formă, fiecare întrebare pe care o punem este o formă de a ne cunoaște pe noi. Și da. Fiecare, da. Mi-a plăcut foarte mult. Tare. Andreea, da. Da, și încă un punct aici. Nu e vorba despre bani. Adică în momentul în care, nu știu, faci o anumită sumă, că e 100 de mii, că e 500 de mii, că e 1 milion, care îți asigură o liniște în viață și ai o bază materială decentă în care să poți să trăiești, familie, tot, să fie lucrurile ok, să ai un echilibru acasă, să zic.
după care este despre adrenalina asta din business și ce înveți și ce reușești să faci. Și chiar mai mult de atât, cred că este o responsabilitate a celor care reușesc să aibă experiențe ca a mea. Și nu zic neapărat experiență de business, ci o experiență din asta combinată de... de viață, na, că da, am reușit să stau la masă cu cei de la Naspers, care sunt un fond de investiții care valorează 120 de miliarde de dolari. Deci sunt cât jumate din PIB-ul României. Și am învățat foarte multe de la ei. Cred că este de fapt o obligație și o responsabilitate să faci lucrurile în continuare, să nu te irosești și să irosești toate lucrurile astea stând degeaba sau stând pe o insulă și să lucrezi în continuare ca să avansezi, să poți să faci mai mult și lucruri și mai de impact, să zic. Da. Bună seara! Apropo de We're Building America, care este de ceul și sensul celor care lucrează la EMAG? Mulțumesc. Salvăm oamenilor timp și bani. Cam asta. Folosind tehnologie în spate. Dar le salvăm oamenilor timp și bani. Și lucrurile fundamental, chiar dacă n-am avut, n-am spus-o exact așa, se văd prin creșterea business-ului. Adică avem o creștere mai mare decât a oricărui, retailer, să zic, din România. Din punct de vedere tranzacții, suntem peste 30% în fiecare an, de la an la an. Adică, total, tranzacții am depășit de mult 1 miliard de euro, incluzând și partea de marketplace. Ceea ce înseamnă că oamenii văd lucrul ăsta. Când mă uit din interior ce mai avem de făcut, avem foarte multe lucruri de făcut. Când mă uit iarăși la amenințări, poate că sunt paranoic câteodată și văd chinezii, americanii, care sunt foarte, foarte puternici în tehnologie, vor veni la un moment dat. Și îmi dau seama că trebuie să ajungem la o dimensiune mare pentru a face față. Și vedem în România multinaționalele. Hai să luăm un exemplu din zona Starbucks. Starbucks este un business construit într-o piață mare, dar la care s-a iterat extraordinar de mult. Oamenii acolo au făcut fiecare bucățică, fiecare așa, Kaufland. Este un alt business foarte tare, dar acolo s-a dezvoltat ani, zeci de ani. Bine, sunt multe povești acolo, dar ai nevoie de niște volume și de niște echipe și de un knowledge pentru a reuși să faci un business să stea în picioare. Ce înseamnă să stea în picioare? Înseamnă, pe de o parte, să servească bine clientul, pe cealaltă parte să producă și un return financiar. Și până la urmă să toți cei care ziceam că stau la masa virtuală să aibă ceva de câștigat, pentru că dacă unul nu câștigă, răstoarnă masa. Uh-huh. Și nu mai poți să mai joci în continuare. Da. Bună seara! Bună! Suntem unul dintre furnizorii dumneavoastră în zona de training. Și mărturisesc că unul dintre motivele pentru care am venit în seara aceasta este pentru că vroiam să știu cine stă în spatele business-ului, altfel decât știam din presă. Și am auzit-o pe Andreea vorbind despre ce părere au oamenii de afară despre angajații, despre cultură și despre ce înseamnă să fie angajat EMAG. Acum eu aș putea să spun cât de mult investește EMAG în dezvoltarea oamenilor, deci foarte mult. Și feedback-ul oamenilor este super ok, dar întrebarea mea ar fi care este profilul angajatului pe care vi-l doriți în EMAG? Adică cum vă gândiți așa în momentul în care vă gândiți la angajatul pe care vi-l doriți? Cam ce valori ar trebui să aibă sau ce anume credeți că ar face să aducă valoarea adăugată în business exact așa cum
cum vă doriți sau proiectând, nu știu, în următorii 5-10 ani? Da. Mulțumesc. Partea de investiție în oameni e o chestie tare, în care eu am crezut și mi-am dat seama văzându-mi limitele și mi-am dat seama că dacă vreau să merg mai departe, am nevoie de oameni care să poată să facă lucrurile mai bine decât le fac eu pe fiecare specializare în parte. Și am început, cred că acum vreo 7 ani, am început să trimit oameni la MBA. La început am trimis 3, după care am trimis 5 și fără să fie nevoie să semneze ceva, pur și simplu le plăteam tot cap-coadă și na, asta dacă semnează și lui oricum nu-i place să mai stea, oricum nu-ți face nimic. Și decât găsești să... o cale să plece, da, chiar cu semnătura. Și, deci, după care am făcut un MBA specializat pentru zona noastră de e-commerce, unde au fost în primul an 20 de oameni, după care încă 20 de oameni. Acum facem tot felul de, pe lângă toate trainingurile de specialitate, avem traininguri de Excel, traininguri de engleză, vorbim foarte mult în engleză în ședințele noastre. Care e profilul, ce fel de oameni? Și pe urmă, da, deci odată e zona asta de training, care vine peste nivelul oamenilor așa cum îi luăm, să spunem, din piață sau de la început. Acum, na, sunt zone și zone, pentru că suntem un model de business foarte complex, adică sunt de fapt vreo 10 business-uri într-unul singur. Și la, nu știu, dacă vorbim de zona de oameni la depozit, acolo e destul de simplu. Le cam cerem să aibă Facebook. Dacă au Facebook, înseamnă că știu să citească. Deci e un criteriu simplu. Da, dacă vorbim de, nu știu, oameni din comercial, marketing, programatori, finance, așa, ne uităm pe lângă partea de competențe specifice rolului, ne uităm la valori, care valori înseamnă determinare. Omul trebuie să își dorească, pentru că nu-i va fi simplu și le cam spunem din start, vezi că se muncește, adică s-ar putea să se muncească, nu știu, de 2 ori sau de 3 ori mai mult decât în alte părți, dar noi creăm ceva. După care agilitate, pentru că iarăși crescând atât de repede schimbăm foarte multe lucruri, schimbăm tehnologii, schimbăm abordări, ne dăm seama că mergeam într-o direcție greșită cu anumite proiecte, le dăm cancel. Deci se poate adapta. Da, trebuie să se adapteze foarte repede. Pe urmă, e nevoie de onestitate, având cultura asta greșelii, pentru că dacă nu ai oameni onești, oamenii nu recunosc în momentul în care fac. E foarte greu să te duci în fața celorlalți și să spui, uite, am greșit. Și mie mi-a fost greu. Am mers acum la ultima ședință de management și le-am explicat o decizie greșită pe care am luat-o acum 2 ani de zile, când am fost superficial în analiza unui model de business și am pus mulți bani și i-am trimis, au muncit foarte mult, au stat în avioane, au muncit, au așa și până la urmă am schimbat. Nu, n-am închis, dar am schimbat foarte multe chestii și oamenii erau frustrați și pentru a elimina frustrarea am zis, da, uite, eu am greșit, dar e greu să faci asta. Și până la urmă oamenii au zis, it's ok, toți facem asta. Temerea când... E ok, Iulia, toți greșim. Da, temerea aici e, aoleo, ce o să fac? O să mă dea afară, o să spună că sunt un fraier, dar oamenii valorizează mult mai mult onestitatea decât o chestie de moment, care astea sunt apă de ploaie, se duc, se scurg. Dar onestitatea rămâne și astea sunt valorile de bază
la care ne uităm și evaluăm foarte, eu spre exemplu mă uit mult mai mult când facem evaluările periodice, avem astea 360, da, nu le facem foarte formal, că întâlnindu-ne toată ziua prin toate ședințele și toate dezbaterile astea și cât ne batem și ne așa, ne cunoaștem destul de bine și nu e cazul să facem chestii formale, hai să îți spun, uite, tu ești cam de 4 aici, de 5 aici. Dar ne uităm la percepția celorlalți din jur, a valorilor fiecăruia, cum stă pe zona asta de valori. Astea sunt de bază, astea sunt importante. Restul le rezolv după. Cred că o singură întrebare, pentru că e un lucru pe care... Aici o întrebare. Aici, da. Mai e cineva care vrea să spună o întrebare. Salut. Și trebuie să o punem la final. Sunt curios cum te raportezi la Amazon și dacă tu simți sau crezi că într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat de Mark Munroe se va transforma în Amazon. Da, Amazon mi se pare o companie excepțională. Și am învățat foarte multe de la ei și de la distanță, încercând să înțeleg de ce au luat deciziile și de ce au făcut anumite lucruri. Și pe urmă și cei de la Naspers s-au angajat la un moment dat un vicepreședinte de la Amazon. Și, na, îți dai seama, am fost din prima secundă, am fost acolo, vreau să spunem și acolo, și aia de ce, și aia de ce, și de ce, și de ce. Și am învățat foarte mult. Și mi-am dat seama, tot discutând și cu ei, tot discutând și cu indienii care se bat acolo cu Amazon, na, parte în parte. Amazon... în spatele, nu știu, customer centricity pe care îl declară, sunt o companie extrem de pragmatică, dar extrem. Deci un pragmatism dus la extrem și prioritizează absolut fiecare dezvoltare. Orice idee nouă de business este cu omul de finance la masă. Care omul de finance spune care este return-ul, nu este return cut următoarea. Și extinderea lor în teritoriile noastre este improbabilă, o extindere din asta cu localizare puternică este improbabilă pentru următorii minim 3 ani, dacă nu 5 ani. Pentru că nu dă la business case. Suntem prea mici. Suntem o regiune foarte fragmentată, suntem o regiune cu foarte multe specificități, gen cash on delivery, pentru că oamenii n-au încredere, pentru că, nu știu, sistemele statului nu se bazează pe plată la distanță, infrastructura este destul de jos și... Iarăși, nu e dimensiune. Ei abia au intrat în Australia, care e o piață de retail de 1000 de miliarde. Da. E o piață enormă. Nu o să intre foarte curând aici. Ne intersectăm, să zic, la distanță, adică au vânzări în România. Învățăm foarte mult de la ei și învățăm în profunzime, adică săpăm să vedem de ce au făcut lucrurile alea, de ce. Ne concurăm pe partea de oameni destul de puțin pentru că lucrăm pe tehnologii diferite, au un centru de dezvoltare la Iași, un centru de dezvoltare în București. Iar pe partea de, nu știu, vânzare a business-ului către Amazon, nu am în plan nici eu, nici cei de la Naspers și nici, cred că, Amazon. Adică au cumpărat foarte puține business-uri. Au cumpărat recent de la Naspers și de la Tiger Souk în Middle East. Dar au cumpărat pentru competențele specifice ale Souk pentru toată regiunea de, respectivă, cu arabic, cu, nu știu, acolo
Dacă este doamna acasă, curierul trebuie să fie tot doamnă, că altfel nu-i deschide, că na, vine soțul și spune... Da. Așa, nu știu, foarte multe chestii și profunde, specifice. Deci, și nu cred că vom avea... mă rog, oricum eu n-am intenția să vând pentru că mie îmi place business-ul și eu vreau să-l construiesc în continuare și cred că încă mai pot. Iulian, mulțumesc frumos. Trebuie să ne oprim. Eu aș mai sta o grămadă, și dar mulțumesc. Știu că trebuie să ne oprim. Un singur lucru vreau să întreb. Dacă este un ceva ce n-am întrebat, un mesaj, un lucru pe care... care e important și mai ales un lucru care e important la nivel personal, așa mai puțin business, despre care crezi că n-am vorbit și ai vrea să-l transmiți ca mesaj? Da, aș vrea să, odată chestia asta de dacă vrem să ne fie bine, hai să facem noi ce ține de noi, ce este sub controlul nostru. Cred că ne întristăm foarte mult citind știri, informații despre ce fac alții și lucruri care oricum nu sunt sub controlul nostru. Ce am putea să facem pentru asta? Să ne supărăm? Ah, ok, când ne enervăm, da, protestăm, așa, dar hai să facem ce ține de noi foarte bine, fiecare să-și facă treaba lui foarte bine. Asta e o chestie pe care am învățat-o și pe care o aplicăm și în, și în intern. Hai să ne facem noi treaba bine. Dar bine. Și așa. Pe urmă, cred că munca este importantă, dar o muncă pragmatică, inteligentă, printr-o prioritizare corectă a lucrurilor, să faci lucrurile care îți influențează, care sunt, nu știu, factorii de succes pentru atingerea obiectivului tău. Cred că este importantă să, nu știu, tema creierii de valoare în România prin companii românești. În momentul de față, România a devenit o platformă de asamblare pentru companii străine. Nu spun că este nasol, pentru că am învățat de acolo foarte mult și bunăstarea pe care o avem acum și salariile bune care vin de la vest la est, așa cum vine infrastructura, cum au venit companiile și fabricile. Dar pe termen lung nu e cea mai bună soluție pentru Pe termen lung, pentru a fi, pentru a ne scădea, eu știu, dependența de anumite industrii, de anumite țări, avem nevoie de construcția companiilor românești care să dezvolte proprietatea intelectuală, să creeze aici și să meargă în afară, astfel încât România SRL să producă mai mult și să ajungem la un PIB per capita dublu și o bunăstare care să se simtă la nivelul oamenilor. Și cred că asta este o temă care merită susținută și merită dezbătută. Mai facem o întâlnire. Mai am 1000 de întrebări pe care ți le-am pus. Vreau să te gândești cui dai cadou cartea. Până te gândești, eu am să mulțumesc tuturor oamenilor care merită, care au făcut posibil toate lucrurile astea. Gândește-te puțin acolo, să mulțumesc uite. Eu tuturor. Stai puțin, gândește-te ca să încheiem povestea asta. Așadar, mulțumesc. A fost fantastic. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc. Și vreau să zic câteva mersi. Aș vrea să mulțumesc, bineînțeles, Oanei, partenerul meu de la Apollo și Apollo și întregii echipe de la Apollo, Andrei, Marius, Laura, Ioan și Cristian. Aș vrea să mulțumesc voluntarilor noștri minunați, Andradei, Biancăi și Ioanei. Aș vrea să mulțumesc Doriei, care face întotdeauna poze frumoase. O să vedeți o expoziție frumoasă la intrare făcută de Doria. O să o înmulțim. Aș vrea să-i mulțumesc lui Ionuț și cred că aș vrea să-i mulțumesc lui Andrei, care nu știu unde este. Aș vrea să mulțumesc Unicredit pentru că au făcut posibilă povestea asta și, bineînțeles, vouă tuturor oamenilor care ați venit și reveniți, celor care veniți pentru prima oară, sper să vă revăd. Iulian, a fost o încântare, te rog să dai cartea, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și ne revedem în septembrie, sper, dacă mai vreți. Eu mai vreau.